Mă numesc Rebecca Daniela Andreea, am 17 ani și vin din Cluj-Napoca. După liceu mi-aș dori foarte mult să merg la Academia de Poliție, tot aici în București. Îmi place foarte mult ideea asta de poliție și femeile polițiste. Îmi plac foarte mult cum arată și mă uit la foarte multe seriale cu femei din alte țări care sunt polițiste și îmi place ideea asta. Și mereu și tatăl meu mi-a tot zis că m-ar vedea polițistă și parcă îmi plăcea ideea și cum am tot crescut, mi-a plăcut din ce în ce mai mult ideea și tot asta a rămas. Mami ar vrea să fac o carieră din muzică, dar tati nu chiar așa mult. Tati vrea să... Deci tati mă vede polițistă și punct. Aș vrea foarte mult să fiu și cântăreață și polițistă, dar nu mă pot împărți în două locuri. Am rivele goră, mama. Am rivele goră, mama. Bună seara! Bună seara, fată frumoasă! Mă numesc Rebecca Daniela Andreea, am 17 ani și vin din Cluj. Cu ce ocazie pe la noi, Rebecca? Sincer, să văd, să îmi aprob sincer, dacă îi cum spun eu sau nu. Am înțeles, deci ai venit să ceri o părere. De da. Fapt, patru. Da, patru păreri. Dar tu ce părere ai? Tu ce părere ai? Că asta era... Una bună. Și mai ai păreri bune și de la alți oameni? Mă, sincer, numai bune am. Deci sper să fie și de la voi sincere și bune. No, dacă ai numai bune părere, atunci e bine. Deci părinții au crezut în tine de la început și te-au susținut în asta. Da, da. Cine este cu tine în seara asta? Mami și sora mea. Tatăl meu e plecat într-o altă țară. Este în Irlanda și nu poate veni. Cu tata mă văd doar de două ori pe an. El știe de participarea ta la emisiune? Da, a fost primul care a aflat că vreau să merg. Prima dată i-am spus lui și după la mami. De ce plânge? Adică că ți-e dor de el sau de ce? Nu. Adică da, mi-e dor de el și e normal. Doar că... Acum că da, timp ai mei au divorțat și... Na. De 3-4 luni, cam așa. Uneori e mai ciudat că vreau să vorbesc cu un bărbat, adică fiind tata, pentru că alte sfaturi dă tata sau mami. Și atunci nu pot să-l sun chiar mereu. Și mi-e greu că nu e lângă mine chiar mereu cum e mami. A vrut să vină, dar i-am spus să nu vină pentru că e prea mare bătaie de cap pentru el. Chiar dacă el și-a dorit să vină foarte mult, i-am zis că mi-e mai greu dacă îl văd aici, sincer, pentru că îl văd aici lângă mine și după îmi dau seama că pleacă și numai cu gândul ăsta, mai bine nu. Goes, don't get hurt, can feel anything, and will I learn? I push it down, push it down now. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell, I'm feel the love now. Hey. One, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Turn back to Lilo's count. I'm gonna swing from the chandelier. Wow. From the chandelier. Asta e wow. I'm gonna live. Da, asta e... Like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. I'm in holding off for the life. One look down, one open my eyes. Keep my glass pointing to my light. Cause I'm just holding off for tonight. Help me, I'm holding off for tonight. One look down, one open my eyes. Keep my glass pointing to my light. Cause I'm just holding off for tonight. Off for tonight. Cause I'm just holding off for tonight.
Cause I'm just holding on for tonight, all for tonight, all for tonight. Ta-da! Bravo, Rebecca! Tu dansezi? Nu. Adică am făcut dansuri, dar nu, nu-mi place să mă mișc. Categoric, ai văzut? Nu. Pot să te rog ceva? Nu să dansez. Nu să dansez. Păi ai spus cum dansez. Ok, mulțumesc. Poți să mergi, te rog, până la pian și înapoi, dar relaxat? Da. Dă umerii jos, relaxat așa, cum ai merge prin parc. Și înapoi, te rog. Ok. S-a notat. Da. Vai. Explică-ne. Da. Te rugăm. Rebecca, tu ești cea mai de radio voce pe care eu am auzit-o în concurs până acum. Cel puțin în registrul de jos. Da. Ea nu trebuie să știe nimic, nu trebuie. Mulțumesc mult. Absolut nimic. Nu mie, mulțumește-i părinților și universului sau domnului sau oricui consideri tu de cuvință. Asta este absolut fantastic. Mulțumesc. Tu stai pe un sac de aur, practic. Dar el e cu lacăt și trebuie să o cheiță. Dacă n-ați să oferi concursul ăsta, o să o ofer eu. Mulțumesc mult. Cel puțin o șansă să o deschiz. Eu îți promit asta. Mulțumesc. Doamne, cât așteptam o astfel de voce. Nu mă așteptam, sincer. Păi nici eu nu mă așteptam. Păi cum, că ai zis că te așteptai? Da, dar nu... Nu se aștepta chiar așa. La această reacție, probabil. Da. Tu crede-mă, eu nu prea arunc margaritare. Am auzit, sincer, am auzit. Dar eu te asigur, vocea ta de jos și de mijloc este absolut superbă. Mulțumesc absolut frumos. Superbă. Tu n-ai nevoie de nimic. Tu ai nevoie de un pic de grijă sus. Atât. Tu ai și auzi, și ritm, și tact, și râzi bine, și mergi frumos. Deci, ok, asta deci era. Asta era. Am înțeles. Rebecca, problema este că cei de acasă s-ar putea să nu-și dea seama de lucrurile de care ne dăm noi seama. Adică, noi ne-am dat seama că vocea ta sună bine într-un anume registru și atunci eu te rog, pentru oamenii de acasă, da. Și pentru noi, să ne cânți ceva pe care ești stăpână și care nu ne arată ambitus, ne arată feeling. E foarte important pentru că oamenii trebuie să înțeleagă ce ne-a plăcut nouă. Scarce, you're beautiful. Da, e perfect. Orice. Orice din gura ta e ok. Ok, bine. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can fight it. Maybe we made a blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away and cover goes no cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. Foarte frumos. Nu te opri, nu te opri, niciodată nu te opri. Nu te lăsa de muzică, eu azi te găsesc. Mulțumesc, nu mă las. Nu te lăsa de muzică. Nu mă las. Nu, să te ferească, sincer. Nu mă las. Nu te lăsa de muzică. Nu mă las. Nu contează, concurs, neconcurs. Tu ai o voce foarte specială, fetiță, crede-mă. Mulțumesc mult. Sincer, de tine mi-era cea mai frică. Ești cea mai specială, ești cea mai specială voce din concurs pentru mine. Eu te asigur. Mulțumesc. Eu îți asigur o șansă, sau cel puțin trei gloanțe, spre cosmos ca să nimerești pe lună, așa cum am mai fost la asta. Nu, eu ți-o asigur acum. Ah, ok, mulțumesc. Înregistrat. Mulțumesc mult. Adevărul e că una e când vine live și alta e să sune live ca și cum e deja pe radio. Da, asta a fost înregistrare. Asta e de fapt, că a sunat înregistrare. Sigur că n-ai făcut playback? Nu. Glumesc. Da, îmi place foarte mult vocea ta și cred că
are dreptate Carlos când spune că e cea mai de radio voce pe care am auzit-o până acum. Ești minunată. Mamă, și și blondă cu ochii albaștri. Da. Ce mai mă? Rebecca, de la mine ai un da. Mulțumesc frumos. Marius? De la mine ai un super da. Mulțumesc. Am să-ți dau eu penultimul verdict. Îți dau un foarte da. Uite, l-am scris aici. Mulțumesc și frumos. Și am să... Mulțumesc frumos, Raluca. L-a primit exact așa cum trebuie. Domnișoară? Da. Am făcut 3 propuneri în viața mea de tipul ăsta. Mereu binevenit. Eu asta te caut și asta te găsesc, dacă tu nu bine. Te descurci mai departe bine. În cursul ăsta. Mulțumesc frumos. Ești absolut superb, cred. Mulțumesc. Wow. Mulțumesc. Și stai mândră, Rebecca. Felicitări. Da, gata, am scăpat de emoții. Mulțumesc frumos. Bravo. O să plec. Mulțumesc frumos. O seară frumoasă. La fel. Dacă poți să plec. Deja, te mai da. Deja mă reține. Deja mă reține aici. Da, deja este frumoasă. Mulțumesc frumos. 2 de ăștia pe zi. Uite, mă, ce se bucură, ce frumos. România este salvată. Foarte. Avem superstar, asta vrei să zici, că se adună, da, se adună. Da, da, asta este. Bravo! Bravo! Te iubesc, bravo! De ce plângi, puiul? Da, ai fost cea mai tare, bravo! Doamne, eu sper să termini concursul ăsta și dispărem noi toți.